Elevi vor păși în lumea culorilor, unde vor învăța, printre altele, despre monocromie, contrastul cald-rece sau tonuri și nuanțe. Apoi vor afla care sunt tainele picturii, cum se face o pictură cu plastilină sau ce reprezintă tehnica oil pastel. 5 educatori muzeali îi vor îndruma. Programul se numește Weekend la muzeu și este ca o continuare a celui de vară. Da. Ateliere de educație plastică, însemnând acuarelă, modelaj, crafturi. Copiii vor lucra în grupe de câte 20 și vor folosi materiale cu care deja sunt familiarizați. Mulți dintre participanți vin la aceste ateliere de ani de zile pe care le consideră distractive și interactive. Materialele obișnuite pe care le au și la școală, bloc de desen, acuarele, pensule, pahar pentru apă, creion. Și în funcție de coordonator și discutăm împreună cu coordonatorul și își aleg și alte materiale. În primul rând se va avea în vedere valorificarea patrimoniului muzeului și apoi și altele stabilite de comun acord cu coordonatorii programului. Fiecare atelier durează o oră, joia între 14 și 15 și sâmbăta între 11 și 12 și vor fi organizate până în luna mai a anului viitor. Înscrierile se fac telefonic sau prin e-mail.